Salut tuturor! Mai fac un clipuleț pentru voi. Și în acest clip m-am gândit să vă vorbesc puțin despre produsele mele Balea. Probabil ați văzut majoritatea produselor mele Balea în videoclipul... În al doilea videoclip al meu de pe acest canal, acela cu haul-ul din DM. Și dacă nu l-ați văzut, puteți intra pe canalul meu și să-l urmăriți. Deci să începem videoclipul. Am să încep videoclipul cu cel mai iubit produs de la Balea și este această apă cu flori de cireș pe care o iubesc și nu știu cum am reușit să trăiesc fără ea atâta timp și cum miroase genial, Doamne! Trebuie să o șterg, că e udă, săracă. Deci miroase super, este atât de calmantă apa asta, deci nici nu vă... Nici nu am, nu am cuvinte, deci sincer. Eu am văzut-o la Bianca Beauty, v-am spus și în videoclipul din DM. Și mulțumesc Bianca și sper să fac un swap cândva cu ea, un swap. Pentru că e genială, este youtuberița mea preferată, deci preferată. Și o admir foarte, foarte mult și o încurajez foarte mult pentru ceea ce face. Nu știu sigur dacă m-am abonat la canalul ei, dar cu siguranță am de gând să fac asta. Pentru că este un canal nemaipomenit și ea vorbește atât de frumos despre acest produs. Și m-am gândit să-l încerc și eu, măi, ce poate să fie atât de scump, până în 10 lei produsul ăsta, nici nu mai știu cât am dat pe 9 lei. Și este super, super bun, calmant, usucă mie cel puțin, eu am mai niște coșuri și mi le-a uscat, deci nici nu, nu știu ea dacă a vorbit despre coșuri, dar mie mi le-a uscat, sincer. Îmi place produsul ăsta, vi-l recomand din toată inima mea, este genial, nu știu, deci vă spun, nu știu cum am reușit să trăiesc fără produsul ăsta până acum, pentru că e genial și deja am consumat atât și l-am de foarte mult timp, nici nu se consumă repede, cel puțin eu care nu mă machez zilnic, adică nu se consumă repede, înțelegeți. Ok, mai am tot de la Balea două deodorante și este vorba despre cel dry cu fructul pasiunii de 50 de mililitri în varianta de Orolon, acesta, și cel fresh lime, care este în varianta fresh. Ambele nu au alcool, nu conțin alcool, rezistă 48 de ore și sunt antiperspirante. Mie îmi plac foarte, foarte, foarte mult deodorantele astea. Cred că nu am găsit deodorant mai bun ca ăsta, sincer. Este deodorantul meu de școală. Pentru că la școală transpir groaznic, deci... Chiar dacă prietenele mele poate nu observă, pentru că sunt eu drăguță și mă dau mai încolo, glumesc, dar sunt niște deodorante care mă protejează întreaga zi la școală, pe mine mă protejează foarte bine. Încerc să fac lumina să funcționeze ca lume. Ok, deci pe mine mă protejează. Eu acum mă străduiesc să-l termin pe ăsta. Pentru că miroase genial, e bine. Ăsta. Și ăsta miroase... Nu miroase mai... ăsta miroase a mere verzi. Exact așa miroase. Îl am pe cel în varianta verde, pe cel în varianta roz și ăsta în varianta roz îmi place super mult, mă protejează întreaga zi la școală. Deci puteți să transpirați ca porcii și să nu aveți nicio grijă dacă vă dați cu deodorantul ăsta pentru că
Este super, adică rezistent și costă și 7 lei, deci 7 lei, pentru 7 lei să încercați un deodorant este genial. Ok, să vedem ce mai avem. Am uitat să vă arăt la început și șervețelele de machiante. Sunt din aceeași gamă cu apa pentru apa cu flori de cireș, doar că astea sunt 3 în 1 și nu mai știu. Nu au alcool, nici apa nu avea alcool, am uitat să vă spun. Și doar că acestea nu prea îmi plac cum miros, dar m-am obișnuit, sincer, adică m-am obișnuit cu mirosul lor. Sunt niște șervețele de machiante geniale, ieftine, deci sunt ieftine pentru prețul lor, nu știu cât au fost, până în 10 lei. Ieftine, super, super bune, demachează extrem de bine machiajul. Am și o micuță problemuță cu ele. Nu vi le recomand pentru un ten sensibil, pentru că dacă aveți părți unde o sunteți rănită sau cum dați cu ceva vă ustură, acestea s-ar putea să vă cam usture. Nu știu ce face asta. Eu am avut părți unde am fost rănită la nas din cauza suflatului excesiv și mi-au creat un disconfort la nas, m-au usturat, dar pentru un ten curat, adică fără bube sau locuri roșii care să vă rănească, este foarte bun și a costat și puțin și vi le recomand. Și nici nu mai știu unde să-l pun. Ok, și avem și două spray-uri pentru picioare de la Balea, unul Lovely cu mentă și grapefruit, pe care am uitat să-l folosesc. Stă de ceva timp acolo și nu-l mai folosesc. Dar mai am foarte puțin aici și chiar m-a străduit să-l termin. Îmi place, persistă, este foarte bun și vi-l recomand și vouă. Are 100 de mililitri și am dat 8 lei pe el, 8 sau 7, nu mai știu sigur. Și pe ăsta tot 7-8 lei am dat. Și acesta este din acela fus Deo și acesta miroase foarte bine. Miroase super bine. Ah, ce bine miroase. Și acesta persistă, eu acesta l-am tot timpul jos când mă încalț, îl pufă în pantofi, iar acesta seara după ce mă spăl pe picioare ca să nu, când îmi pun șosetele în picioare să nu miroasă. Deci acesta îl folosesc seara, iar acesta îl folosesc de zi cu zi când plec undeva și trebuie să mă încalț, îl pufă în pantofi și așa mă protejează întreaga zi. Și ultimul produs de la Balea și-a căzut ea. Și ultimul produs de la Balea ar fi, ar fi această pudră Balea din gama Balea Young, soft and gentle, soft and clear, nu soft and gentle, nu știu ce am cu gentle, în nuanța 10 sand. Ok, și este o pudră compactă. Eu această pudră o iau la școală. Sau când mai mi-aduc aminte o iau la școală. Pentru că, am dat 10 lei pe ea. Este o pudră de 10 lei, super ieftină și super bună, aș zice eu. Fac imediat și un swatch, deși nu vreau că se vede ceva. Aceasta este. Se vede, cred. Da. Se vede. Și fixează foarte bine corectorul sau fondul de ten sau ce mai mă dau eu. Este foarte bună. Eu o aplic tot cu burețelul pentru fond de ten. Este genială această pudră. Pentru 10 lei mie mi se pare că dacă vreți să vă apucați de, adică să testați lumea asta make-up-ului, sunteți la început. Vă recomand pudra asta pentru că nu este nici foarte scumpă.
Pentru prima ta pudră din colecție este ok. Este prima. Din păcate nu s-a spart. Din păcate a rămas. Din fericire a rămas intactă că mă și bulbi. Aoleu, săraca de tine. Și un alt lucru care îmi place la ea este că super, super rezistentă. Deci este super rezistentă. Am scăpat-o de vreo 3 ori pe jos. Și nu mai azi. Și în alte zi am scăpat-o pe jos și nu s-a spart încă. Încă e acolo și rezistă. Ok, sper că v-a plăcut acest video și sper că n-am uitat nimic. Da, n-am uitat nimic și da, acesta a fost videoclipul. Sper că v-am ajutat cu produsele astea și dacă sunteți la început, v-am dat un sfat. Sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare. Pa, pa!